Deșeurile biodegradabile, adică resturile de legume și fructe, ar trebui colectate separat, inclusiv în țara noastră. Doar că la noi sistemul nu funcționează. Teoretic avem o lege, dar și amenzi pentru cei care o încalcă. Practic, nu avem încă unde să ducem gunoiul biodegradabil. Și cum nu s-au publicat normele de aplicare a legii, nici sancțiuni nu se dau. Conform legii, în toată țara, la ghena de gunoi sau în curțile oamenilor, ar trebui să existe un tomberon maro, iar oamenii să știe că acolo trebuie să arunce doar resturile vegetale și unele alimente. Din acestea se face compostul, folosit apoi în agricultură. Am pornit prin sectoarele capitalei să vedem dacă deșeurile biodegradabile sunt colectate separat, pentru că lege avem. Suntem în sectorul 2 al capitalei, în zona Colentina. Priviți aceste tomberoane, nici urmă de cel maro în care ar trebui să se arunce resturile de la legume și fructe. Se vede clar că nu s-a făcut colectarea selectivă. Sunt tot felul de resturi de la legume, fructe, plastic, hârtie, toate la un loc. Întâi de toate să apară pubele pentru fiecare fel de material și poate discutăm de colectare selectivă. S-a făcut o informare vis-a-vis de faptul că acest compost ar trebui să-l aruncați separat? Nu. Ați primit un recipient special pentru asta? Nu. Nu. Asociația de proprietari nu v-a spus deloc despre lucrul acesta? Nu. Nici în sectorul 3 al capitalei nu există tomberonul maro pentru deșeurile biodegradabile. Acesta este tomberonul unde oamenii aruncă la comun resturile menajere. Măcar este îngropat, este civilizat. Avem un singur colector jos la subsolul blocului. Primăriile ar trebui să pună la dispoziția oamenilor pubele speciale, iar firmele de salubrizare să le ridice și să ducă gunoiul biodegradabil în stații special amenajate. În jurul Bucureștiului, de exemplu, nu există niciuna, doar proiecte. În acest moment nu există însă o stație de compost. Drept urmare, în acest moment, chiar dacă am colecta separat deșeurile biodegradabile, nu am avea unde să le ducem, le-am duce tot la groapă. Responsabil de gestiunea, de depozitarea deșeurilor și, drept urmare, și de compostare, este Primăria Generală. Degeaba o colectăm selectiv, că nu avem unde să o compostăm, pentru că cei de la Sănătate Publică dor pe ei, adică nu ne dau avizul pe care l-am solicitat. Cred că de 3 luni de zile nu dau niciun răspuns nimic. Am ajuns în această situație în care vom plăti Uniunii Europene 142 de milioane de euro pentru faptul că nu reciclăm aceste produse. România reciclează doar 14% dintre deșeuri, arată ultimele date. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.